nouă zi în Haugă, unde oamenii muncesc cu drag și spor. Oameni faini, bine v-am regăsit la un nou episod din Motopia pe Motpacul Live in the Village 3. Și ce zi minunată este! Vreau în episodul de astăzi să ne ocupăm de câteva chestiuțe. Prima și prima dată o să -i dăm upgrade la primăria noastră sau town hall sau cum eu spune, dar cred că primarie putem să, să o numim. După care o să caut eu pe aici prin împrejurimi niște locuri unde să punem niște căsuțe ca să avem pe viitor muncitori pentru fermele și turnurile noastre de apărare. La prima și prima dată trebuie musai, musai să ne apucăm de aprile la chestiuța asta, că am gradat majoritatea clădirilor de prin zonă și la asta de aici, din nefericire, n-am ne ajuns să dăm upgrade. Și din câte vedem noi aici, nu ne trebuie nu știu ce materiale. Câteva torțe, câteva bucățele de lemn, niște sticlă, cabăl sunt și două paturi. Dăm direct un upgrade la clădirea noastră. Tânărul Eric o să vină să se apuce de treaba asta și până ce el vine să se apuce de treaba de aici, o să dau o fugă la bărcuță să fur două paturi de acolo. I-am dat astăzi de lucru domnișorului Eric, nu glumă. L-am pus odată să fac aici construcția asta, să-i dea un upgrade și mai are de pus încă numai câteva torțe. Dar pe lângă asta avem aici pus încă un guard tower, pentru viitor. Aici o căsuță. Ia uite că deja m-am și făcut cu niște sapling Mulțumesc frumos, dar n-am nevoie de ele. Încă o căsuță aici. Și am mai pus încă un guard tower undeva în partea asta la Uite aici lângă restaurant și fix pe partea cealaltă, dincolo de căsuța curierului, am mai pus și o casă. Aici ar trebui să fie la... Uite aici. Acum, chestia interesantă pe care am văzut-o eu este că pot să dai upgrade caselor. Din câte am crezut eu în episoadele trecute, mă gândeam că nu poți să dai upgrade. Dar m-am uitat așa un picuț mai uh, în detaliu <laughs> și aparent putem să dăm upgrade. Și ia să vedem de ce avem noi nevoie pentru a da upgrade la o căsuță. Build options. O să ne trebuiască niște cobblestone wall, o grămadă de plankuri de oak, niște spruce, niște scări, bookshelf -uri. Așa, cobblestone stairs, două paturi o să avem nevoie, iarăși niște glass uri albe. Ok, și o să ne trebuiască carpet negru, bun, spruce planks, un coadră, niște cufere și oak stairs. Astea n-ar fi chiar așa de greu de făcut. bookshelf în schimb, hmm, nu știu sigur ce să zic de astea. Restul, cred că cam pe toate am putea să le obținem. Mai ales că am putea să colorăm vreo 2-3 oițe, să le facem negre. Cred că ar trebui eu să am pe aici, pe undeva. Dacă nu mă înșală memoria. Sau putem să facem din ăsta. Da, uite, putem să facem black dye din ăsta. Super! Aia înseamnă că pot să colorez două oițe și să facem roz de lână neagră pentru viitor. Perfecta mundo. Una și două. There we go. Că am zis și eu că toate lucrurile merg excepțional aici în Hauger, ca să vezi și să nu crezi, ne-a murit minerul. Bătut de către un schelet. Și mai sus, un picuț, au venit și ne-a atacat și pirații și mi-a murit și unul dintre apărătorii satului. Noroc că fac casele alea și încet, încet cu treaba bună, um, reușim să facem un picuț mai mult săteni. <coughs> Moare voce aici. Cum ajung eu acum acolo jos? Să-i bat pe ăștia? și să plasezi niște torțe pe aici pe colo, în așa fel încât bă, ia pleacă tu de aici mă. și apa ta astăzi ia, voi lua bătaie a, perfect perfect, v-am prins aici la mormânt uite, uite, stai miner și aici practic toate lucrurile a, o sărac. Uf. Uf. ok, never mind Aia a fost de bine, au <gută> pușcat băiatul ăla la perfecție acolo. Asta vreau să pun acolo, asta vreau să pun acolo ca să pot să termin treaba aici. Hai, săracul mine, bă, băiat, nu mă așteptam să, să crape chiar în halul ăsta, dar uite că asta e viața, n ce să faci. Trebuie să mă pun să mai pun niște torți pești. Nu știam de peșterile astea, adevărul este că am fost și am luminat în partea cealaltă, pe acolo, cât uși de cât, în momentul în care m-am dus și o laminat și am mai adunat niște resurse de pe aici. Dar pare se că minerul nostru a descoperit alte zone care nu erau luminate și se pare că se spanează chestii pe aici și și-o la bătaie acum. Dar cu chestia asta am mai găsit niște fier, ceea ce e bine. <gâng> mai ciordelez niște fier de pe aici. Am face treaba asta, uite așa. Perfect. Și pe unde mai era fierul, uite aici sus. Hai și tu la tăticu. Dacă reușesc eu să leau Perfect. Și niște cărbune. Uite și niște cărbune aici. da mai am loc de el. E... Aruncăm asta. Ota! The... Tu ce vrem, bă băiatule? Să vrea să facă trade-uri. Oh, aici... M-am panicat aici, m-am speriat un pic. Ok. Deci îmi dă tot felul de chestii pentru bănuți, inele și alte lucruri și alte treburi și alte socoteli. Poate altă dată, prietene. Stai aici cu minte că cine știe când... uh, Cineva a crescut și vrea o slujbă. Păi, poți să fii miner, poți să fii multe chestii. <laughs> Dacă vrei. ia ce job vrea inima ta, prietene. Poți să fii miner, poți să fii... Bă, cum îi zice la celălalt care, care a murit? Knight era, parcă. Ah. Sper să te... avem destui să ca să ne facem treaba în continuare. Eu am făcut case în ideea în care o să vreau să fac ferme pentru ăștia, ca să aibă mâncare, să nu mai fie probleme cu mâncarea prin sat. Dar, aparent, din păcate, o trebui să ne moară doi săteni astăzi. ăla -i. Perfect. Uite, are și codiță băiatul ăsta. Can bă, nene, you? bă. Oi, femeie. What the heck? Nu mă așteptam la asta. Bun. Îți dăm o lopată, îți dăm un de ăsta, un târnăcop, ce mai trebuie, niște cabluri sunt probabil astea și mai vedem noi pe parcurs dacă mai ai nevoie de ceva. Într-un final o terminat și tânărul Eric, ultima casă din sat, domnule. Mă rog, ultima deocamdată. pe viitor o să vreau să am mult mai multe. Și am văzut pe un gușter din ăsta, cred că pe Malik, pe tânărul ăsta, anul să ne cere 36 de cărți. Mai era unul ce ne cerea Uh, unde, doamne, artă -mă. Era unul ce ne cerea șase torturi sau ceva de genul ăla. Și pe ăla aș fi vrut să-l angajez. Că am atâtea torturi da. pe aici și n-am ce face cu ele. Tu vrei alte chestii? Unde, doamne, era cu torturile, frate? Unde ești, mă? Pă unde umbli tu? Aia? aia? Hei, șase torturi pentru aia. Șase torturi. Tam, 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 tam. Aia este de acum încolo. De la noi din colonie. Am angajat-o. Uh, Mănânc un pește că văd că stai cam prost cu mâncarea. Uh, cred că s-ar putea face Night aia. Acum, nu știu, sigur, sigur dacă o să-și ia jobul instant. Ia, yep. okay. după cum ziceam, <laughs> și-o lua jobul de Night. Perfect, avem doi Nights. Avem doi Nights în momentul de față, extraordinar de bine. Uh, deși avem patru turnuri în total, dar asta este. Ce trebuie? ce trebuie? Ce, trebuie, mă, la băiatul ăla? L-am văzut sus aici. Să moare dacă nu. Deci, de fiecare dată când intru pe, pe, Life in the Village și vreau să fac ceva, tot chestia asta se întâmplă. Mă pun să fac o construcție, mă rog, îi dau la Eric undeva să fac construcție și eu mă tot plim ca bezmeticul din colo coace de la un om la altul. Îi trebuie shears. Pentru ce să trebuie shears? Ce vrei tu să faci cu shears, că nu înțeleg? Poftim. A? Nimic? Îți trebuie de cupru? Nu ți bune de fier? Ți le luăm înapoi atunci. Uite, nu ți le dăm pe astea de fier. Îți facem altele din cupru. Că avem cupru aici. Unde, doamne, am pus cupru? Mâncarea și sufletul lui de cupru. Uite, la ai. Una, două. Da, acum era răbunea. probleme. Bam. Poftim. Ia și ieri de cupru atunci. A? Altă viață. <laughs> Domnule, incredibil cu, incredibil cu oamenii ăștia mă jurut. Era să pierde pe acolo prin peșteri. Ah, fantastic. Fantastic. Dacă mai găsesc câte unul din ăsta care are nevoie de niște 33 de lapis. Um, nu știu sigur cât lapis am. Dar poate aș putea să fac de 33 de lapis. Ce stați are totuși? Are strength, are agilitate 19, strength 10, dexteritate 2 și atletic. Ok, are creativitate 19, ai bine, și inteligență 11. Parcă, parcă ar fi mișto dacă mai facem încă un builder's sat pe undeva prin zona asta, că ne tot extindem, după cum ne putem uita pe hartă, ne extindem în partea asta așa și probabil colo să se ducă satul nostru și încoace așa pe lângă asta. Sau dacă nu, putem să începem să ne ducem aici în zona asta de sus, Cred că ar fi o idee și aia dacă stau acum bine să mă gândesc. Restaurantul avem acolo jos. Așa. Aici avem o casă. Aș putea să mai bag un builder sat la un moment dat pe aici și să ne apucăm să facem treabă. Cred că cel mai mișto ar fi ca aici sus încep să am niște ferme și oricum în mod normal cu noastră noastre ne îndreaptă în direcția aia. Dar prima și prima dată am ajuns la ziua 140. Hai să ne luăm reward-urile. Pam, 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 pam. Uite, așa frumos. Easy does it. Urmează ziua 145. Bun, și acum mai colonii. Mă duce în mod normal în direcția asta, către universitate, de unde aș putea să... De unde a putea să educăm, de fapt, pe sătenii noștri, pe coloniști, să facă treaba. Dar prima și prima dată, cred că aș vrea să fie... Treaba rezolvată cu fermele ca să avem mâncare, să nu ducem niciodată lipsă de mâncare și de chestii de genul ăsta. Și odată ce fac ferma asta, de aici pot să pun alte tipuri de haturi care, uite cum e Shepard's hatul, care să ne facă rost de carne, de oaie și de lână. Și pe undeva pe aici ar trebui în teorie să fie u uh, putem să facem și plantații, băi, și nebun la cap. Da, de undeva de aici ar trebui să putem să facem și fields și putem să facem și un bakery și cu aia am rezolvat un pic cu problema că am avea pâine. Pâine care ar fi pâine, cartof, morcov și chestii de genul ăsta care cred că le-ar fi folositoare la gusturile ăștia, nu știu de pe aici. Unde deci aș puteam mă să pun astea să mă scap de ele? uite aici, pam, pam, there we go. Și tu ce îmi dai bun? O bucată de fier. Superb. Nici nu m-aș fi așteptat la un asemenea reward. M-am învârtit prin toate zonele astea de pe aici, de prin apropiere, în încercarea de a găsi un loc perfect unde să pun ferma. Și până la urmă am pus aici. <laughs> am derumat și o bucată bună din munte, ca să nu aibă treabă băiatul nostru cu construcțiile, să nu aibă treabă Eric să dărâme toată zona asta Deci Am derumat și o mare bucată din muntele ăsta ca să pot să pun aici asta. Și acum, nu știu sigur dacă asta funcționează în vreun fel, adică, și ar trebui să facă ferma asta. Fields. Assign fields to worker. Și cred că o să fie automatic. Ok. Deci, practic, eu acum trebuie să mă pun să pun fields la fiecare. Request fertilizer. Bă, nu. Nu vreau să ne cer fertilizer. Crafting. Oh, ok. Asta poate să facă mad și poate să facă carved pumpkin. That's interesting. Ok. Uh, nu știu ce-asta, nu știu ce-asta și nu știu ce-asta. De-abia aștept să văd cine o să... If you say so. Tu? Oare? Sau s-a angajat cineva aici la ferma noastră? Ăsta au crescut aici, pui mei, pe tăr, pe... Pe ăsta fermei. Ia să-l angajăm, poți să-l angajezi direct? Ia, ia, vine în coace. Sau s-a angajat deja? Da, mă, s-a angajat deja. Ești nebun, ce trebuie? So. Please, more fields to get me working. I'm on it, my friend. Dar treaba e în felul următor. Eu dacă dau un click dreapta cu chestia asta aici, ok? Să zicem, vreau să pun un field aici. Bam. și dacă mă duc la farming, la agriculture și aici ce avem? Apiary, chickens hut, bla bla bla, bun. Uh, ok. Dacă mă duc la fields, am tot felul de fields dubioase aici. Adică îmi zice bamboo field, cacao, kelp, glowberries, cactus, ceva chestii, cred că de prin Nether, când îmi zice crimson și alte chestii de pe acolo, sea Pickles, seagrass, sugarcane și vines. Dar nu prea vreau să fac un field de genul ăla. Am aici două fielduri la mine. Nu știu sigur cât de mare o să fie un field. La, iar e o, o chestie care e destul de interesantă și care mă intrigă pe mine, sincer să fiu cu voi. Ok, deci asta o să aibă... O să aibă, practic, în fiecare direcție câte 5 blocuri distanță. cu ce te sparg? Cu asta poate? Badabim, bum. Da, și merge înapoi. Deci o să aibă 5 blocuri în fiecare direcție. Aș putea să las 1, 2, 3 blocuri distanță de la chestia asta și după aia să calculez încă 1, 2, 3, 4, 5 blocuri și poate undeva pe aici ar trebui să vină un fiel. Oare dacă pun eu un fiel de aici și zic, da mă, fă -mă un fiel de, nu știu, de bambus. Ok, ar trebui în teorie să-mi arate cam pe unde e, perfect. Dar acum ideea este în felul următor. Uh, cum am zis? Am zis că vreau să aibă trei blocuri distanță, 1, 2, 3 de aici. După aceea ar putea să fie poate un bloc mai încolo și două în jos. Ia să văd. Pam, pam, ba nu, trei în jos. Așa, ca să fie la același nivel cu ferma. Nu cred că are rost să le punem mai sus sau mai jos decât ferma. Așa, și acum dacă dăm o bifă, Plantation Field. Și ce mai trebuie pe aici? Ai trebuie Tall Grass, bla bla bla. Pot să dau Eric McGree și Build Building. Chestia e să vedem unde naiba mi-a luat ăsta din... Ah, nu mi A, nu mi-a l luat, ok. Nu mi-a luat chestia respectivă din inventar. Ai e de bine. Dărâmăm copacul ăsta ca să n treabă domnul Eric. Ah, cred că dacă e unul dintre lucrurile care mă enervează cel mai mult, e faptul că m-am pus într-o zonă de asta de spus și că e muntoasă și că nu... Mi-ar fi plăcut o câmpie, dar parcă, parcă... Vikingii și câmpia parcă n-au nicio legătură între ei, așa, dacă stai bine să te gândești. Și mi se pare mult mai, mult mai faină treaba aici, în zona asta, unde suntem noi moment de față. Ok. Asta, în mod normal, acum ar trebui să vină să drâme toată treaba asta de aici. Zic eu, cred eu. Sper eu. Și după ce face treaba respectivă, să se de plantat. În esență, mă gândesc că mm, el a zis că e trebuie un plantation field sau ceva de genul ăla. Mi-a arătat, da uite, mi-a arătat chestia asta. Sper să nu aibă nevoie de treaba asta neapărat. Și să pot eu, după ce termină el treaba, să pun pur și simplu chestia aia pe jos și să fac din field-ul ăsta să fie unul de grâu, să zicem sau O, ca... oh, cartofi și mai bine, cartofi. Dar lăsăm pe domnul Eric să-și facă treaba, să termine șmecheriuța acolo și până atunci o să îl ajutăm probabil pe... Are un pai în gură, bă, cât de tare -i. Prea fain. Până atunci probabil o să ne plimbăm după Odin să vedem ce se mai întâmplă. Vine noaptea și se duce la somn, am înțeles. Am reușit cumva să dau cancel la ferma e micuță de bambus pe care trebuia să facă înainte Dușorul Eric aici și acum am plasat chestiuța asta mică. Acum din ce văd eu, cred că pot să pun maxim 5 în fiecare direcție de la chestia asta. Și acum trebuie să aleg un seed și vreau să punem aici potato. Îi dăm un select la potato, îi dăm un OK și cred că odin în mod normal ar trebui aici să se apuce să facă treabă. Tușorul Codin. <gâng> mai eu din, vină încoace și hai să vedem ce putem să rezolvăm. Treaba este că s-ar putea să, aib să aibă nevoie de apă pe undeva pe aici. Și mai mult ca sigur o să aibă nevoie cel mai probabil de un hou. Și ținând cont de faptul că ferma e de level 1, cred că o să trebuiască un hou de piatră, care în teorie ar trebui să-l am. să vedem. Da, ei trebuie un hou, exact ce ziceam. Uite de aici, domnule. Bam și oftim. Și cred că o să ai nevoie și de cartofi, nu? Mm -hmm. Și o să-ți dăm... O să dau 18 e, cartofi e, de e. început. Dar bine, mă, că l-ai mâncat, mă. Bravo. Bravo că l-ai mâncat. Poftim cartofi. fă treaba. <gă> nu știu sigur unde o să pună apă. În mod normal, cred că aș putea să pun apă sub asta. Și după aceea să facem o schemuță din aia șmecheroasă în care să... Cum îi spune? Să punem un trebdor peste sau un slab sau ceva de genul ăla. Dar întrebarea mea este, am eu o găleată cu apă pe aici? Cred că nu. Ia ce mai așteaptă tânărul Odin? De ce mai ai nevoie, flăcău? Open request. Nu mai are nevoie de nimic. Păi dă-i înainte ce te miști așa în ce dormi. Pe tine. Vă o fermă aici. Ce mamei e de fermă astăzi. Ia să mergem noi să facem roz până un alt am. Și mai avem o problemă. O problem problemuță problemoasă. Minerul nostru cumva are smallpox. Smallpox, dacă bine mi-am e o traducere română, ar fi vărsat de vânt sau ceva de genul ăla. Și trebuie un hospital sau un honey bottle și un golden apple. Honey battle nu am. Am golden apple, dar n-am honey bottle. Ne am trebuie să mă duc ca nebunul să mă plimb și să caut pe undeva pe aici un sup de albine și să reușesc să-i fac rost de o sticluță cu miere. Dacă am vreo sticluță pe aici, goală, n-ar trebui, în teorie. A, potion of sweetness. Perfect. Bem asta și după aceea mă pot mișca și mai repede și pot să caut și un stup de albine. Ata noroc că nu trebuie să mă duc foarte, foarte departe să caut mierea asta. Unde ești, mă? Unde ești? mânca aș sufletul tău că mai pot să-ți caut un măr de aur și, bine, mărul de aur nu a fost așa o mare problemă, dar un honeybattle, pă bune, pă bune, că o trebuie să mă duc până în cuca mă căi să, yeah. sper să nu mai fi, sper să nu mai fi îmbolnăvit pe nimeni de prin oraș, de prin sat, oraș, sat, oraș, colonie, sper să nu fi îmbolnăvit pe nimeni de prin colonie, că dacă se apucă acum toată lumea să aibă rujeolă sau vărsat de vânt sau cum Doamne o spune, o să am o problemă. Fiindcă n-am încă seal touch și din nefericire pentru mine, treaba asta înseamnă că o să trebuiască să mă top până în direcția aia să adun, cum îi spune, mierea. Ei, undeva în partea aia am găsit un singur copac care avea un de asta cu miere. Stai, un stup de albine, Unde de ăsta cu miere să moră, deci nu mai știu, îmi pierd cuvintele îmi uit cuvintele, îmi pierd cuvintele, îmi pierd memoria, ce se întâmplă, Alzheimer, bătrânețe, ea, de ce nu m-a ataca, <gântu -mă> mai lasă-mă puțin. Eu o să vreau să iau acum o întreb Și după aceea o să vreau să mă duc să pun apă la prietenul nostru acolo sus, la field, ca să aibă domnișorul apă și să poată să planteze chestii unde trebuie neapărat să fac plancuri. E musai, musai, musai. Nu aveam un... Cred că nu aveam trebdorul pe acolo sau... O să facem treaba asta, uite așa, să avem câteva. Unde am pus trebdorul? Am dat click dreapta și... Ah, l-am pus în spate. What the heck, man? Și spal cu pata, bineînțeles, fiindcă nu am un... Uh, cum îi spune? <laughs> N-am un topor. Dumnezeule mare, Iisuse. Ce de mișoară. Te plimbi, Hazel? Adun chestii din stânga, din dreapta și umpli iară depozitul cu tot felul de nebunii. Opa sus, opa sus, pe aici, pe aici, pe aici, sopa, 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 sopa. Cred că ar fi o idee bună, probabil, la un moment dat, să le fac niște case la oameni și pe aici, pe sus, ca să ne extindem tot mai tare în direcția respectivă și să vedem, să, să, nu fie nevoit să se ducă până în cuca măcăi după, după somn, vreau să zic, să doarmă. Îți trebuie iarăși un hou, dar nu aveai unul, man. Lice. Ai unul în mână, you little... Nu pot să cred. Uite, poftim. Poftim. Poftim un hou. Să fim plinit și fericit. Pot să sparg asta aici fără să se întâmple nimic? Pot, desigur că pot. Excelent. Punem acum apa acolo și punem chestia asta așa. Atât! Deci aia se întâmpla el. Tot venea și dădea cu hou și astea se transformau înapoi și trebuia să dea iarăși cu hou și tot așa. Ia să sparg eu astea odată și să le schimb. Treceți voi acolo așa frumos. Pac, pac și pac. Și nu știu sigur până unde. În mod normal să aduce câte 4 blocuri în fiecare direcție, dar dacă el vrea să facă câte 5, dacă pun 4, 4, 4 și 4, n-ar trebui să fie mai ok? Cred că ar trebui să fie mult mai ok treaba asta. Și aș putea să iau niște cobblestone de pe undeva, să mai fac încă un hole la domnișorul ăsta. Sau, oare poate să folosească de cupru? Sunt tare curios. Una și două bucăți de cupru venim aici că băiatul are crafting table și pam și pam și o să-i dăm hoa sa de cupru eventual să-l folosească în cazul în care e mai bun decât celălalt. Ia mă băiatule, Ia de acolo. Ok, și acum îl face câte patru bloculețe în fiecare direcție. Perfect, îi țuț, îi excelent, mate, îi excelent. Avem un pic mai mult spațiu decât aș vrea. Sau de fapt, nu, 1, 2, 3, 4, 5 blocuri distanță între astea ca să putem să facem o potecuță și putem să mai facem aici încă o chestie de asta, fiindcă mai am încă un field și acolo pot să pun grâu eventual și pe viitor să facem un bakery. Cred că ar fi o idee destul de bună. Playtime rewards. A ajuns la 150 de zile. He he, boi. Iar mi-a dat un tort, mă. O bune. Eu sunt cu tortul mai nou. Ia să vedem. Pac. Punem coinurile aici. Ăsta aici, ăsta aici, ăsta aici. battle aici. Nu știu sigur dacă o să am nevoie de găleată, dar o să o păstrăm în caz de orice. Și ce bunătăți ne dă din asta. Pac. Mi-a dat un emerald. Superb. Și tu? mi au dat bani Earthman. Poi eu vreau să port așa ceva. Cosmetics. Aparent, vreau. Arată interesant! Jesus Christ, ce am ajuns, ce am fost și ce am ajuns. Tot mi-ați lăsat comentarii să mă ocup un picus de modul Tetra, fiindcă pot să fac unelte mult mai bune și așa mai departe cu, cu el. Și astăzi am zis, băi, hai să dăm o încercare, hai să căutăm un picus pe internet niște chestii, să vedem cum putem să facem lucruri, cum folosim practic modul ăsta Tetra și cum ne batem capul cu el. Se pare că e mai complex decât mă așteptam eu și, well, pare interesant. Ideea este în felul următor. Avem aici crafting table, workbench ăsta, pardon, workbench ăsta, peste care am dat cu un hammer de genul ăsta, practic faci un crafting table și dai click dreapta cu un hammer de genul ăsta făcut din piatră prima dată și așa reușești să obții workbench-ul ăsta din tetra. Aici am niște scroll-uri care nu știu exact, în mod normal din ce am înțeles eu, Zice aici că Unlocks additional crafting schematics for a nearby workbench. The scroll has to be placed within a 5x5 area centered two blocks above the workbench to function. What the heck? Deci trebuie să fie pusă deasupra băncii cu două blocuri ca să funcționeze. Unde Dumnezeu găsesc două blocuri acum? Uite aici. Luăm două blocuri din asta și 1 și 2. Do și astea le altele punem aici înăuntru. Pac. Și acum, în teorie... What? Asta e că am ținut shift-ul. Trebuie să fie blocurile solide neapărat. Bă, gami și piciorul. <laughs> nu mă așteptam să fiu nevoit să pun blocuri solide aici, da? ok. Ah, ok. Punem, uite așa, punem 1 și 2. Pac. 1 sau 2. Și acum le punem pe fiecare, uite așa, cu click dreapta aici, până când facem dita mai stiva. Nu știu sigur dacă o să ne ajute la ceva, dar vedem. Oricum, ăsta e doar începutul pentru Tetra. Aveam niște diamante și am făcut să săbiuța asta. Dacă ne uităm aici, ai Flimsy Hilt, îi spune, Diamond Blade, are Iron Reinforced Fueler, Wide Iron Guard și Iron Counterweight sau ceva de genul ăla. Are aproape 2000 durabilitate. Ne mai trebuia încă 120 durabilitate și făceam 2000. Și are plus 10% attack damage, 7 attack damage per total, 1 attack speed și 3 attack range. Da. Din ce am văzut, astea au nivel și cred că pot să le faci nivel în momentul în care omor chestii. Acum, vreau să-mi fac aici frumușel un târnăcop și am văzut că pot să pun aici, de exemplu, un gem, dar s-ar putea să-mi trebuiască mai multe? Sau astea nu fac parte din ceea ce trebuie să. Interesant. Aparent nu pot să pun gemul ăsta. Am o grămadă de gemuri pe aici. Majoritatea din ce am văzut dau critical chance și alte chestii de genul ăla și mă gândeam că n-ar rost să-l folosesc pe ăsta. Dar ce pot să fac aici frumușel și elegant e în felul următor. Nu mai am în momentul de față niște piele ca să pun wrap uh, handle-ul ăsta. Dar pe partea asta la altă even copper pot să îi dau să punem ad the head. Și asta scrie aici, craft ad the head for the given uh, from the given material, the adze head can be used for digging and for chopping wood. Deci practic pot să folosești după aceea pickaxe-ul să fac și să sap cu el și să tai și lemn. Îi păi, de ajuns unul singur? Ok. That works. Not bad. Are durabilitate mai mare în momentul de față și ceea ce înseamnă că nu mai trebuie uh, shovel, și nu mai îmi trebuie nici măcar topor. Pentru că o să pot cu prietenul ăsta nostru de aici să fac treabă. Să fac treabă peste tot. Hai să punem astea la locul lor aici undeva. Voi, diamantelor și toate șmecheriile. Am un iron sword și un iron short blade. Short blade ăsta mi l-a trebuit ca să pot să fac exact treaba aia, cum îi spune. Um ăsta. Deci, warp handle-ul. Aici trebuie să pui piele în mod normal, indiferent că e de iepure sau de orice altceva și să faci treabă cu schemuța aia. Punem astea două aici. Nu știu cât de bine v-am explicat eu toată schema cu, cu ăsta, dar uh, probabil că o să vă explic într-un alt episod mai pendelete un picuț, că acum sunt așa o leacă, o leacă pe fugă. Partea bună este că am făcut loc în, în inventar. Ia uite, poți să spași foarte repede și tu Suți domnule suți Ia să mergem noi acum până sus la băiatul ăsta nostru, că tot are ceva chestii pe acolo. Nu știu ce probleme are el, poate e bolnav. Și ăsta la de aici văd că și el are probleme. Ai, de capul și de zile mele. Mă, tu, 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 care e problema ta, ha? You say so. I have measles and need to be cured with dandelion, kelp și poppy. Tu, ceapa vieții. Bă, cum vom îmbolnăviți, mă, toți așa, random? Tu, tu de ce ești bolnav? Ia, vine, căci Vine ca oșfițar lemnile să fie tu ce ai luat. Ai scorță de copac în cote? Hmm? A, lui trebuie un topor. Ok, ai ușor. Easy to make. <laughs> deci trebuie poppy, dandelion și încă niște... Ai, 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 ai și kelp. Oh, hai să facem la băiatul nostru trei topoare să le aibă. Să nu mai avem griji din partea lui. Facem 1, 2 și 3 topoare. Uite așa frumos. Bam. Ii le punem acolo sus, deși o să vină și o să îi le ia cât de curând cel mai probabil domnișorica care duce lucruri în stânga și în dreapta. Și după aceea trebuie să mă o să caut un poppy, un dandelion și kelp. Bă, nu că trebuie să fie pe aici, prin oceanul ăsta, pe undeva. Ia, fac un click dreapta aici, inventory, bam, treceți voi acolo. Și asta, în mod normal, e un picuț mai grea, pentru că i-am făcut handle-ul din fier, probabil trebuia să-i fac din altceva. Da, speranța mea este că dă destul de mult damage și că încet, încet o să mă obișnuiesc cu ea și o să fac level up la ea și atunci o să fie poate un pic, un pic mai ușor de folosit. La căutat de flori pufle. Gata. Mergem să căutăm flori să vedem pe unde ce găsim. Tinere Odin, am fost până în capătul lumii numai ca să-ți aduc ce sau? trebuie ție. Deci zicea Dandelion, Kelp și Poppy. Bun ia de aici, îți dăm un dandelion, un poppy și o bucățică de kelp. Sper să te faci bine cu toate astea, că ești ferm nostru, bă, băiatule, acum proaspăt aici a venit pe câmpul muncii și tu te îmbolnăvești. De ce s-a îmbolnăvit? If you say so. measles. nu știu ce să ia measles. Abar <laughs> E avea păduc, mă? Ai păduc cumva și te speria acum pe cap cu dandelion și cu chestii? Ferma noastră o luat în ploare. Ai frumos, îmi place ce văd. Me gusta la bangusta. Băiatule, tratează-te că ai de făcut treaba aici. Uite, ai de strâns cartofi, ai de planta cartofi înapoi. Trebuie să, trebuie să te ocupi un pic de treabă pe aici. Păi, domnișoara noastră, cred că încă sapă. Până unde, doamne, se ducă ăștia? Că nici nu știu până la ce nivel se duc. Tot o coborâ și o și o și o și o la nivelul ăsta și aici a murit celălalt. Hopefully nu o să mai fie probleme de genul ăsta și s-o dus până... Ai, 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 ai. Level placeholder. Ah, ok. Stai să-mi dau ăștia jos de pe... <gângâng> de pe ochi, că văd chestii pe aici. Ok. Și că level placeholder. Nu știu cât de jos vor să se ducă, sincer să fiu cu voi și... Probabil după ce termină tot puți o să se apuce să mineze la fiecare nivel în parte, să găsească chestii. Aici văd că au făcut deja un picuț de de strip mining. Nu știu sigur dacă peste tot o să fac așa sau care e schema. Nu mai țin minte de data trecută de când am jucat Life in the Village, cum funcționează treaba cu minatul pentru ei și în ce direcții trebuie să se ducă și așa mai departe. Dar deocamdată ne face rost de piatră și am văzut că ne face rost de ceva minereuri și acum că am învățat un pic, un pic, un pic din uh, uh, modul ăsta Tetra, o să pot să-mi fac pe viitor chestii okay. și mai interesante. De ce ai nevoie? Request. Ok, are nevoie de spruce signs. Am la mine sprus? Nu cred că am sprus. Băiatul cu fiatul, ai niște sprus pe aici, pe zonă? Nu cred că ai nici tu. Jesus. Jesus Christ. Hai mă să dărâmăm 2-3 copaci de aici. De fapt, dă asta că ar trebui să rezolvăm situația mai repede. Sac, pac, am rezolvat și situația asta. Au zombi pe acolo prinăuntru. Ia să facem roșii de aici de un picuț de sprus. There we go. Până la urmă și până la urmă o să fiu nevoit să mă apuc să fac niște drumuri pe aici. Și cred că trebuie să facem, o să începem să facem treaba respectivă în episodul următor. Cam așa mă gândesc eu. Că deja am făcut o grămadă de clădiri și din nefericire toate clădirile respective nu prea au... Cum le spunem? Nu prea au drumuri. Și bănuiesc că, sau sper din tot sufletul că, oamenii noștri o să se plimbe mult mai repede dacă o să aibă drumul unde s-o pus chestia uite aici așa. Ce fain e să ai o unealtă cu care să poți să dărâm și LEN și iarbă, și alte chestii. Ține-i de aici. Fulfill de the... așa, ți le punem toate în inventar, spune și asta în inventar, că oricum o să vină cineva să le ia de aici. Și aventurier mă simt eu așa cu ghiozdanul ăsta în spate și cu rechiușile astea de puraj Parcă vine să țopă într-o nouă aventură așa. Hopa, țopa, hopa, Dar oameni buni, ce se aude mă pe lângă mine? O fi? A, ah, balena asta face așa interesantă treabă. Nu știam ce am crezut, că și suflă nasul Braxton, da, aparent în pare nu avem treabă cu Braxton. Însă, acum că i-am tratat pe, pe consătenii noștri de aici din colonie, fie că au avut ei probleme cu, nu știu, measles sau cu ce doamne au mai avut ei pe aici. Și am mai construit și câteva căsuțe, ne-am extins colonia. Este timpul să ne luăm rămas bun pentru acest episod. Să vă mulțumesc enorm pentru atenția acordată și că ați fost alături de bine și în acest episod. Nu uitați să lăsați un micuț lecuț și un subscribe pentru noi dacă n-ați făcut-o până acum. Iar noi o să ne vedem pe data viitoare. Până atunci, să aveți grijă de voi. Ciao, les!